Salut, Lei! Voi face citirea pentru luna plină, luna plină din Fecioară. Se perfectează pe 15 septembrie la ora Bucureștiului 4:40 și, bineînțeles, în 21 și 59 de minute Fecioară sau 22 de grade Fecioară. Este pentru voi o casă a resurselor, a bunurilor materiale acumulate din munca voastră. Să vedem sfatul tarotului ermetic. Voi acum puteți începe ceva. Întotdeauna la luna nouă puteți începe un proiect nou, o afacere nouă. Da? Deci întotdeauna zice, la luna nouă luna intră în creștere și orice ați face nu este benefic pentru voi. Haideți să vedem. O regină de spade. Este vorba de o balanță, o femeie în vârstă, cu ascendent, zodie, lună plină în balanță. Este o femeie mentală, o femeie cu idei, cu care puteți să comunicați, dar este totuși o persoană exigentă, cu are anumite principii, anumite reguli și acest aspect poate să vă influențeze. Deci este o persoană care, să zicem, dacă ați vrea să îi aflați secretele, s-ar putea să vedeți că nu se poate și chiar să ajungeți să o urâți. Deci poate să devină o persoană foarte severă. Altfel, poate să fie o persoană destul de comunicativă. Să vedem sfatul, iată, roata norocului pe care voi vă doriți, dar aici aveți și Marea Preoteasă și Doiul de Spade. S-ar putea ca voi să vă doriți într-adevăr resurse importante, dar această roata norocului vă atenționează. Voi vă doriți să aveți noroc, dar este bine să vă doriți ce este posibil, ce este adevărat, ce este drept, să fiți corecți, să vă doriți dreptatea, adevărul, să vă ascundeți scopurile și să fiți prudenți, dar să fiți și fermi în această atitudine, astfel încât ziua de mâine să fie o continuare a zilei de azi, atunci veți primi cheia puterii în palma voastră. Ceea ce vă doriți voi, cheia puterii. Deci trebuie întotdeauna să vă doriți ce este posibil. Marea Preoteasă poate să reprezinte totuși această dorință a voastră să aveți noroc legat chiar de o femeie care are ascendent, zodie, lună plină, în rac sau în scorpion. Este o femeie care deține știința. Ea deține această carte deschisă care arată că ea păstrează secretele tuturor arcanelor. Deci am putea spune că este o femeie care va încerca să vă afle secretele. Dacă vă află secretele, ea poate să le folosească oricând are nevoie. Deci aici trebuie să fiți foarte atenți în relația pe care o aveți cu această femeie, mai ales legată de bani, de resurse, de bunuri materiale. Doiul de spade arată indecizia voastră. Această floare nici nu este atinsă de spade. Spadele sunt în spatele ei. Deci am putea spune că vouă este luna în balanță. Este vorba de un moment emoțional în care voi vi se pune în față să alegeți ceva. Să alegeți între două persoane care pentru voi au aceeași importanță din punct de vedere al emoțiilor, al sentimentelor, sau între două situații care sunt identice, două drumuri identice, unde veți gândi că nu are sens să faceți această alegere și veți prefera să intrați într-o perioadă de stagnare.
fiindcă asta reprezintă doiul de spade, o stagnare pe care o acceptați de bunăvoie. Haideți să vedem, deci, sfatul l-ați remarcat, este vorba de roata norocului, ceea ce reprezintă roata norocului este un sfat și al doilea sfat pe care îl primiți este atitudinea voastră față de această femeie, care ea poate să reprezinte și Lilith, deci nu neapărat, este o femeie care urmărește să vă afle un secret. O femeie care și-a rezolvat foarte multe probleme cunoscând secretele celorlalți și folosindu-le, bineînțeles. Nu aveți foarte multe rune, dar el este cel mai important, o energie feminină, implicații. Deci am putea spune că voi aici cred că ați încercat să faceți o schimbare sau vă gândiți să schimbați ceva, să modificați ceva, să vă mutați cu locul de muncă, să vă schimbați profesia, să vă mutați cu locuința. Deci este o mutare care nu este bună. Este o mutare care va duce la interesele unor persoane. Avem aici o rună Eol care reprezintă o rună a omeniei, a înțelegerii, a înțelepciunii. Nu prea este, fiindcă e răsturnată și vă atenționează că aceste persoane o să încerce să vă facă tot felul de oferte. Dacă vrei să schimbi serviciu, uite, găsești nu știu unde și de fapt mergeți pe mâna lor și mergeți într-o capcană. Dacă vrei să schimbi locuința, îți facem noi rost locuință, dar e mai bine să refuzați. Deci orice ați vrea, aceste persoane sunt gata să se ofere. Dacă vreți o relație cu o femeie, se oferă aceste persoane. Găsesc ele o persoană care să o bagă în față, o femeie care să-și arate sentimente, iubire față de voi și de fapt să nu fie vorba de așa ceva, să fie vorba de niște interese pe care le urmărește. Și aici aveți și o femeie care, o energie feminină. Este la gaz, care arată intuiția voastră, intuiție care nu vă ajută în situația asta să vedeți aceste persoane care se implică în viața voastră și este bine totuși să țineți la distanță această persoană sau să lăsați un timp să treacă pentru a vedea într-adevăr sentimentele acestei persoane, fiindcă această persoană vă minte, vă trădează și tot ce face, face din egoism. Și voi aveți aici un bunjo. Am zice că, ce să mai zic, aveți noroc, asta înseamnă că orice se întâmplă, acest noroc nu divin vă ajută să ieșiți din încurcătură. Deci, în final, voi sunteți băgați aici într-o încurcătură urâtă de tot, dar totul se răstoarnă, totul se întâmplă, norocul vă scoate din încurcătură. Așa cum am spus, roata norocului, poate că într-adevăr, voi vă doriți ce e posibil, ce este adevărat, ce este drept, sunteți corecți, fermi și divinitatea vă oferă cheia puterii. Eu vă doresc numai bine și vă readuc aminte că dacă vreți puteți să ajutați și voi acest canal, puteți să vă abonați, puteți să dați un like, puteți să transmiteți mai departe și vă mulțumesc!